În data de 31 ianuarie 2017, ora 13, se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, județul Ialomița, la sediul acestuia din Comuna Gheorghe Doja, având următoarea ordine de zi. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul Comunei Gheorghe Doja. Hotărâre privind aprobarea PUZ și regulamentului local de urbanism, aferent construire spațiu comercial parter. Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja, hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru familiile beneficiare de ajutor social la nivelul Comunei Gheorghe Doja, hotărâre privind actualizarea planului de analize și acoperirea riscurilor la nivelul Comunei Gheorghe Doja pe anul 2017, hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul Comunei Gheorghe Doja pentru anul școlar 2017-2018, hotărâre privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Gheorghe Doja pe anul 2016, prezentarea raportului de evaluare a implementării legii numărul 52 din 2003 în anul 2016 și a raportului de evaluare a implementării legii numărul 544 din 2001 în anul 2016. Inițiatorul proiectului de hotărâre sus menționat este primarul Comunei Gheorghe Doja. Secretarul Comunei Gheorghe Doja va duce la îndeplinire prezenta dispoziție.